recomandări ai în privința filmelor românești, noi apărute? Păi acum, odată cu luna martie, vor intra câteva filme românești, în sfârșit, se odată cu venirea primăverii, se dezmorțește un pic și zona asta. Știu că în luna martie se va lansa, în sfârșit, la peste un an de la premiul de la Berlin, Ursul de Aur, Touch Me Not, Nu Mă Atingem, filmul Adine Pintilie, care este un film care va stârni, deja a făcut-o acolo pe unde a fost văzut, în câteva festivaluri în țară, dar este un film care va stârni, cred, unele discuții și controverse și este bine că se întâmplă asta în momentul în care va ajunge efectiv la publicul mai larg. Se va lansa în martie și îl recomand. Este un film radical, este un film îndrăzneț, este un film care pe unii a enervat foarte tare, a fost de unii critici foarte criticat, alții l-au lăudat. Ideea e că este un film cu care cu certitudine merită văzut și care este o propunere foarte îndrăzneață, o propunere cinematografică foarte îndrăzneață. Știu că acum, la începutul lunii, va intra un documentar foarte interesant, Caisă, despre relația de Alexandru Mavrodineanu, despre relația dintre un adolescent, un băiat și antrenorului de box. Și este un film care nu e doar despre sport sau pornește de la această relație, dar este un film mult mai interesant decât această legătură între băiat și antrenor, pentru că vorbește și despre disciplină, despre, în fine, ratare, succes. E un film emoționant care merită văzut.